legile justiției, pe repede înainte. Tăriceanu, precizări de ultimă oră, astăzi vor intra la votul final. Legile justiției intră luni în plenul Senatului, după ce acestea au primit raport favorabil din partea Comisiei Speciale, a declarat presublinierea Camerei Superioare a Parlamentului, Celin Popescu Tăriceanu, după subliniere din cabiroului permanent. Legile justiției intră astăzi la plen. Este avizul elaborat de comisie, sublinierei astăzi vor intra la votul final, a precizat Tăriceanu, potrivit agerpres.ro. Comisia parlamentară specială a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificările celor trei legi ale justiției, 303/2004 privind statutul magistraților, 304/2004 privind organizarea judiciară, sublinierei 317/2004 privind funcționarea, sublinierei organizarea CSM, textele fiind reformulate ca urmare a deciziilor Curții Constituționale.